Îmi face plăcere să vă spun că astăzi invitata mea este actrița Alexandrina Halic. O actriță personaj, o actriță care și-a făcut o carieră plină de modestie și smerenie, plină de generozitate, de iubire față de propria profesiune, dar și față de ceilalți. Sunt onorată că putem să stăm de vorbă puțin cu un om care întotdeauna a știut să spună povești, povești pe scenă, dar și povești fundamentale despre teatru românesc. Doamna Halic, mă bucur că suntem împreună. Hai să zicem, într-o lume a poveștilor, de toate felurile. Da. De mult vă dau târcoale. Dar întâmplarea, pe scurt o spun, face așa. Ați fost colegă de promoție la IATC, pe care l-ați absolvit în 1963, cu Ștefan Iordache, cu Irina Petrescu, cu Petrică Ciubotaru, cu Leni Pințea Homeag, cu Emil Boroghină, îi știți mai bine decât mine, da. Cu Sanda Țăranu, cu Gonța. Cu Gonța, cu Dicu, cu Nae, da. Cosmescu. Exact. O promoție puternică. O promoție care venea după generația de aur, o promoție foarte diferită. Am făcut, asta deja să știe, la Caracal, un festival care astăzi se numește Festivalul Ștefan Iordache, are deja 6 ani, într-un teatru construit de la 1901. Faptul că Ștefan Iordache, Emil Boroghină, Irina Petrescu, dumneavoastră și alții, oamenii unei generații, ați jucat acolo în memoria lui Ștefan Iordache, căruia este dedicat acest festival. Dar fiecare ediție se dedică unui mare artist. Anul acesta a fost George Constantin. Și ca în fiecare an, avem acolo în foaier și nu numai, peste tot în teatru, fotografii cu protagonistul, să zicem, ediției noastre. Toată lumea când a intrat, cu lacrimi în ochi și într-o tăcere, aș spune cehoviană, a avut dialogul interior cu George Constantin. Și v-am urmărit cum priveați fiecare fotografie cu George Constantin și vă încărcați. E adevărat, știți ce se întâmplă? Toată lumea spune teatru, e o artă efemeră și e adevărat, pelicula n-a fost foarte generoasă cu toate spectacolele minunate de teatru. Iar după ce vor dispărea cu totul generațiile care au fost de față când acești actori au ars pe scenă, când vor dispărea, vor rămâne, știu eu, amintirile trecute undeva, fotografiile, oameni ca dumneavoastră care vor încerca să readucă în memoria, în prezentul generațiilor actuale, oameni care or să dispară. Am întâlnit tineri care nu știu cine a fost Florie Eterle, care nu știu cine a fost Clodi Bertola, care nu știu cine a fost Gina Patrichi, din păcate. Sigur că există și oameni care se informează. Iar pe George Constantin nu l-am cunoscut foarte personal, dar i-am fost alături în foarte multe situații. I-am dat replica, am avut onoarea asta, de multe ori la teatru radiofonic, l-am văzut repetând la Teatru Notara. Împreună cu soțul dumneavoastră, Lucian, care a lucrat acolo ani de zile, din 66, mi-aduc aminte că am urmărit spectacolele de acolo. Și i-am tot văzut, i-am văzut petrecându-și tinerețea, maturitatea, deplina maturitate artistică a lui George Constantin. Am avut un sentiment de, știu eu, de bucurie pentru generozitatea asta
de a nu lăsa oameni ca George Constantin, ca Ștefan Iordache, se dispară din memoria spectatorilor. Mariana Mihuț se uita și la un moment dat, chiar și înainte de spectacol, a spus: pentru mine, George Constantin este cel mai minunat Prospero. Au jocat împreună. Ea era Miranda. Da, în Furtuna, adevărat. Așa un fel foarte aparte. A plecat atât de abrupt la 60 de ani. Sunt deja 22 de ani de când George Constantin nu mai este. Incredibil. E incredibil. Și sensibilitatea dumneavoastră parcă îl făcea foarte, foarte prezent. Am crescut cu Noapte bună, copii. Am crescut cu concertele de duminică. Și așa era obiceiul, ca de la 8 până la 10 fără ceva să se înregistreze la radio și toți actorii fugeau după aceea la repetiții. Adevărat, așa se întâmpla. George Constantin venea primul. Era la 8 fără 10, fără un sfert, acolo ne umilea. Acum actorii primesc din vreme acasă textul pentru rolurile mai importante și vin la înregistrări. Asta spun din puținele momente când am mai intrat în ultima vreme în radio, se fac mai puține înregistrări. Dar pe atunci textul îl primeai înaintea înregistrării. George Constantin venea și îl citea înainte cu atenție, nu își permitea să vină în fața noastră fără să fie pregătit. Era impresionantă treaba asta. Pe urmă, se cerea într-o astfel de situație, se cerea spontaneitate, posibilitatea de a cuprinde o pagină întreagă de acțiune, de text, să știi de unde vine personajul și unde se duce. Era o școală grozavă de teatru. Mi-aduc aminte că l-am auzit pe Forie Eterle recitând vers antic în câteva spectacole antice, unul dintre ele cred că regizat chiar de Elena Negreanu. George Constantin a jucat și în piese pentru copii. Da. Țin minte că într-un Tom Sawyer sau un Huckleberry Finn eram fericită că pot să-i dau replica. Un profesionist desăvârșit, nu și îngăduia niciodată. Se și uita sever la cei din jur care și-ar fi permis să nu ia în serios treaba asta. Am aflat de la soțul meu că atunci când veneau nepregătiți actorii și nu știau textul, punea textul pe masă și spunea: mă întorc când o să-l știți, mă întorc când o să știți textul. Sunt puțini actori. Acum, cred că nici timpul nu ne mai îngăduie să avem așezarea pe care o aveau atunci, poate, la repetiții. Cu toate că poate că greșesc. Am întâlnit și regizori care lucrează în adânc, forează în adânc și cu răbdare un spectacol. Îl așează în actor cu răbdarea și în timpul necesar cu acelui unui spectacol. Dar sunt și situații în care se merge pe repede înainte și e păcat. Un rol se coace, un rol se simte, se înțelege, se aprofundează, apoi se leagă, se așează. Nu poți să intri nepregătit într-o premieră. Era și cât mai este și astăzi, nu știu, aș face orice să nu dispară povestea asta atât de frumoasă din radio. Acolo există comori extraordinare, cu voci, cu spectacole minunate, grele, importante. Există emisiunile lui Iosif Sava, alte comori. Toate formele astea sunt cuprinse și în existența noastră. Am crescut așa și am crescut într-un fel și cu rigoare și cu disciplină și cu nebunie. Noi nu vorbim aici despre o lume moartă, dimpotrivă, dar este o lume magică și
toți actorii din țara asta, actorii importanți din țara asta, au acordat atenție înregistrărilor de la radio. Bună seara, copii! Iată-l pe Apolodor, fost pe vremuri călător, să reținem cel puțin faptul că e pinguin. Lângă el e Amedeu, cel mai cum se cade leu, cântăreț la clarinet și, din când în când, poet. Blondul din fotografie este cangurul Ilie, fiind cangur așadar, are șorți cu buzunar. Pe toți trei, iubindu-i foarte, vi-am adunat în carte. Câteodată, foarte rar, Amedeu e grădinar. Azi, pe când stropea și el un ghiveci cu mușețel, ploaia a început să pice. Și deodată Amedeu, încruntat ca orice leu, tremură puțin și zice: "Oh, săracul mușețel, ce să-i faci, păcat de el!" Și s-a mai întâmplat ceva bun atunci. Era o vreme când actorul de teatru era un fel de iobac pe moșia teatrului lui. Nu prea se întâmpla ca actorii să migreze de la un teatru la altul, trupe, în funcție de nevoile. Și practic nu vă întâlneați unii cu ceilalți decât la radio. La radio veneau din toate, din toate trupele, toate forțele. Repet, începând cu George Constantin, Victor Rebenciuc, Forieterle, Clodi Bertola, Gina, da, Irina Petrescu, Gina Patrichi, îi nedreptățesc acum pe cei pe care toți. Pavlescu, toți, toate vocile bune, toți actorii de marcă treceau pe la radio. Veniți dintr-o zonă, aș îndrăzni să spun, chiar și astăzi, mai așezată a țării ăsteia. Într-o zonă în care există și tradiție, există cultul familiei și cred că există și astăzi acel tip de dragoste necondiționată până la capăt față de familie. E adevărat. Am părăsit zona la care vă referiți de, de foarte mult timp. Da, aveați 18 ani când am plecat de tot la București. De acolo, la București. Mă consider de atunci bucureștean. Acum și am sunteți. Aproape 75, au trecut niște ani. Dar ce se câștigă în familie în primii ani de viață nu se pierde niciodată. Și asta am câștigat. Am crescut într-o familie cu mamă unică. Am avut o soră, noi două am crescut și m-am născut în 41 când în jur era dezastru, era război. Acolo s-a simțit poate mai puțin, în Banat unde am crescut eu. Și singura scăpare, singurul lucru care ne-a ținut la suprafață așa, a fost dragostea mamei, dragostea de acasă. Mama îmi spunea, și asta mi-a rămas așa, ești ziua mea de duminică. Eu eram cea mai mare din familie. Cred că i-a spus și surorii mele mai mici lucruri frumoase. Nu mi le amintesc decât acum pe ale mele. Ești ziua mea... Asta mi se pare cel mai frumos lucru pe care putea să mi-l spună ziua mea. Așa am crescut și asta se transmite. Când primești dragoste de acasă, exact cum ați spus, susține. Necondiționată, dar pe urmă poți să o dai mai departe, doar dacă nu te înrăiește viața sau nu te duce în altă parte. Dar ca părinte, pe urmă, ce primești, dai mai departe. De asta sunt foarte neliniștită că de multe ori nu se dă mai departe această dragoste și mă gândesc copiii care nu o primesc acum și au acest handicap și sunt lipsiți de lucrul ăsta, cum vor ști să dea mai departe? Sau poate că în dorința de a compensa, de a de a trece peste această încercare, vor da mai departe copiilor lor. Și vor găsi de unde să ia și să dea. Tocmai pentru că au fost lipsiți de această dragoste. Dar cred că în mod natural așa ar trebui să crească. Ați venit la 18 ani aici, într-un București, care chiar și atunci era
cu un alt ritm ca cel de azi, dar diferit de Bocșa, în orice caz. Da, așa este. E un curaj, nu? E drept, dar nu erau atâtea primești din jur. Un curaj interior să-ți asumi libertatea era asta... Era și o soi de inconștiență. Probabil. Singurul cu de care eram conștientă era că s-ar putea să nu intru la facultate. Dar din oricum prima de dumneavoastră încercare. Mă leagă foarte tare și paranteza vieții dumneavoastră, care este una filologică. Da, am făcut un semestru de filologie. A fost interesant. A fost interesant că făceam... Cu cine făceați? Da. La lingvistică, vă mai amintiți? Lingvistică romanică. Da. Cu Bic. Da, am prins-o și pe... Făceam literatură cu Manolescu... Nu mai țin minte, dar știu că mă chinuiau ideea că ar trebui să dau niște examene în iarnă, în sesiunea din iarnă, la slavă veche, lingvistică romanică, la latină, la niște lucruri care mi se păreau de nedepășit. E, salvarea a fost că Ion Cojar a hotărât să gireze pentru mine reîntoarcerea la facultate, pentru că eram considerată inaptă pentru actorie. Profesorul meu, Ion Jahighian, spunea: ce ai să faci mai târziu în teatru? Nu vezi, la un metru și jumătate nu sunt roluri de copii cu vocea pe care o ai. Ce o să joci? Nu mă vedea evoluând și în alte roluri decât cele de copii. Sunt puține roluri de copii în teatru. Ce ai să faci? Și atunci, în 59, chiar 60, Ion Lucian și Cojar au făcut o sală doar pentru copii la fostul teatru, studioul pentru actorie de film, Constantin Odara, care s-a transformat în teatru de tinerici și copii, și sala de pe Eforie a fost dedicată teatrului pentru copii. A fost visul lui Ion Lucian și a reușit să facă lucrul ăsta și Cojar s-a dus. V-a debutat? Eu am debutat acolo, da. Cojar s-a dus la decanat și a spus: am nevoie de ea, o să aibă ce să joace. Uite, teatrul ăsta are nevoie de ea. Mi-a mai pus o condiție. Asta în particular. Mi-a spus: chiar dacă o să obții o notă bună la examenul de final de facultate, nu o să poți să te duci în altă parte. Am girat pentru tine, rămâi la teatru de copii. Adevărat, am terminat cam a șasea dintr-o generație de actori. M-au ajutat foarte mult materiile teoretice. Am luat notă bună și la examenul de actorie. Am luat un 9, mi-amintesc așa. Și s-a întâmplat un lucru ciudat. În clipa în care am intrat la repartiție, veneau directorii de teatru din toată țara să-și aleagă. Și pe mine nu m-a ales nimeni. Și la Craiova era Călin Florian director. Și l-am întrebat: tăte, ce nu m-a luat la Craiova? Și el s-a uitat la mine. Aveam nevoie de un an de stagiu, pentru că știam că trebuie să rămân la teatru de copii. Dar și că o să rămân acolo, deja jucam la teatru pentru copii. Dar vroiam în anul ăla de stagiu să ajung undeva. Și el mi-a spus: și ce să fac cu tine? Așa mi-a răspuns. Am început să plâng. Am ieșit și Shakian a venit după mine și mi-a spus: nu plânge, uite, eram împreună cu Corneliu Revent acolo, te iau la Botoșani, pentru că am nevoie de tine, o să joci Oana acolo. Și așa a fost, am jucat în Apus de Soare. Un an de zile în Apus de Soare, a fost minunat. Și după aceea am jucat în regia lui Val Mugur. Da, lui Val Mugur. Deci tatăl lui Vlad Mugur, care după Val Mugur a devenit directorul radioului. El a condus radioul. Da. Am jucat în Gena. Decebal, dar și în Gena. El a spus: vreau să încerc și altceva decât rolurile de copii. Hai să joci Gena. Culmea e că Gena, eu, care eram sora mai mare, aveam o soră, Miza, care era soția secretarului de partid al teatrului, care era cam cu un metru mai înaltă decât mine și mult mai voinic așa, iar eu eram o genă plăpândă, mai tânără decât i-am făcut o compoziție. Nu știu, da. N-am mărturii de pe vremea aia. Mie mi-a făcut plăcere să încerc. Mă gândesc acum,
O fi fost în ordine, o fi fost grotesc. Știți ce? Cred faptul că v-ați întâlnit acolo cu Shahigian și cu Valmugur, cred că a fost în ordine pentru a fost în ordine. A fost... lumea dumneavoastră interioară. E adevărat ce publicul din Botoșani era un public iubitor de teatru. Da. Iubitor de teatru. Ne invitau duminica la prânz, la masă, pe cei mai iubiți, așa și știu că mi s-a întâmplat de vreo câteva ori să mă duc. A fost foarte interesant și foarte plăcut. Corneliu Revent fiind un om de teatru de calitate. Remarcabil, fiind, remarcabil. Fiind și un actor minunat. Am jucat cu el în cafeneaua lui Goldoni. Astea sunt amintirile de atunci. Câteodată se suprapune zgura așa peste amintiri și nu mai sunt chiar foarte, foarte limpezi. Dar unele din ele rămân, marchează. Mi-ați spus odată că Ion Cojar, nu? Profesorul și regizorul Ion Cojar, cel care a format atâtea generații de actori și cu care a lucrat mai departe în teatre, continuând probabil să cizeleze lucruri, își lua de multe ori în spectacole fost studenți. Și el era tot bănățean. Da, era bănățean. Uneori era aspru, croat, da. croat, exact. Mi-ați spus odată, aș zice așa, la un colț de stradă, când ne-am întâlnit, și se prăpădise Ion Cojar. Erați foarte marcată, foarte tristă. Zâmbetul acesta al dumneavoastră, care mie mi se pare perpetu, adică face parte din expresie și din delicatețea dumneavoastră de a nu încărca pe celălalt cu o apăsare, cu o tristețe, cu o supărare, cu o problemă. A fost prima dată când v-am văzut masca fără zâmbet. Erați așa de rătăcită și v-ați apropiat. Era clar că asta vrem să ne spunem. Și mi-ați spus... mie Ion Cojar mi-a schimbat viața. Așa este. Așa mi-e este. Greu să uit. A fost norocul vieții mele. Dar astăzi n-aș fi aici vorbind despre teatru dacă n-ar fi fost el. A fost întâmplarea fericită din viața mea. Altfel eram o, poate că de treabă, profesoară de română. Așa n-ar fi fost rău nici asta, pentru că îmi plac copiii. Dar e nevoie de profesoare bune, în general, și de română în mod excepțional. Dar asta a însemnat drumul meu pe mai departe, întâlnirea cu Ion Cojar. Am reascultat acum o casetă veche cu o vorbă a lui Cojar în ceea ce mă privește. Și i-am mulțumit încă o dată că a văzut în mine posibilitatea de a, știu eu, de a merge pe drumul ăsta, de a face teatru pentru copii, în care e nevoie până la urmă și de copii, dar nu de copii, ci de actori, actrițe care să joace copii. Poți să joci copii la orice vârstă. Eu l-am văzut de curând pe Marius Manole jucând un copil în Oscar și Tanti Roz și m-a convins perfect. L-am văzut pe Ricky în Amintiri din copilărie și m-a convins perfect. Poți să joci copii. Totul e să ai copilul în tine, să ai copilul pe dinăuntru. Cojar m-a învățat. Ce a spus despre dumneavoastră? Ce ați ascultat? A povestit exact evenimentele pe care mi le-am spus și faptul că a văzut ceva în mine, ceva care o să se descopere mai târziu. Pentru că în facultate n-am făcut mai nimic. Nu prea aveam ce să joc. Colegii mei făceau Și Iordache mi-a spus la un moment dat, zice, știi, în facultate nu am... ieșit din anumite tipare, nu pot să spun că cineva a pus ochii pe mine în facultate sau eram, asta e ce mi-a spus el, eram modest, un student modest. Zic, și cum s-a întâmplat? La final Arturo Ui. A făcut un rol extraordinar în Arturo Ui, a făcut, atunci s-a descoperit. Iar eu în facultate, e adevărat că n-am jucat, n-am
prea jucat. Am jucat odată pe Anies în școala nevestelor și țin minte, eram în anul 2, atunci când a trebuit să renunț la teatru și îmi spunea Vera Proca, îmi spunea: Halic, dragă, te miști ca un pinguin. Cam asta era ce știam eu să fac. Sau mi se dădeau, trebuia să fiu partenera colegilor în roluri care nu mi se potriveau deloc. Mă rog, s-a terminat. Dar am avut altceva. A fost un exercițiu al minții și al sufletului. Istoria teatrului, am avut profesori buni. N-am ignorat partea asta din facultate. Am simțit-o, am avut... A fost un Shahigian, care însemna ceva. El ca profesor, l-am avut 3 ani de zile asistent pe Esrig. I-am simțit, am învățat ceva de el, am crescut lângă ei, chiar dacă n-am jucat teatru. Da, da, dar o îmbogățire continuă, numai că îi auzeai și îi urmăreai și cum creează situațiile. Îi vedeai lucrând cu ceilalți, dădeau ceva din ei, ceva pe care îl primeai dacă erai în stare să-l primești, de care te bucurai. Mai târziu mi-am dat seama lângă ce oameni am crescut în cei 4 ani de facultate. Era acolo și Radu Paladi, era acolo și Adina Nanu. Da. Erau, ne dădeau. Dacă vroiai să primești, primeai. Și mai târziu am consolidat aceste prime trepte pe care le-am primit. Și în muzică, și în artă plastică. După cum e și normal, nu oricine are parte să primească personal telegrame de pe Marte. Totuși, prin telegrafie, de la postul receptor, s-a primit pentru Ilie și pentru Apolodor, în mai multe exemplare, telegrama următoare. Stop! Sosim cu prima navă! Doar un ceas ne mai desparte! Zoe nu mai e bolnavă! Verișorii de pe Marte. Cum era viața dumneavoastră atunci? Erați tineri într-o perioadă de oarecare deschidere, să zicem, la începutul anilor 60, da. Deși era sărăcie. Era o diferență mare între 59, când am intrat în facultate, și 63, când, și 63 când am ieșit. A fost o diferență mare. În 59, eu am terminat liceul, în 59, și mi-aduc aminte că făceam 4 ore de rusă și 4 ore de română. În facultate a devenit limba rusă facultativă. Deci s-au schimbat proporțiile. Exact. N-aveam acces la cinematografie. Abia în facultate am început să vedem filme. Am aflat de Jean Cocteau, țin minte că am văzut niște filme extraordinare în facultate, aduse pe ascuns sau pe la vedere, nu mai țin minte, dar le vedeam acolo. Crescusem cu altă cinematografie, cu altă cultură. Vreau să spun că cele 4 ore de săptămânare de limba rusă nu mi-au făcut rău. Am avut o profesoară minunată care ne-a învățat că cultura rusă înseamnă Cehov, înseamnă am avut noroc, înseamnă Turgeniev, înseamnă Tolstoi, și am învățat cu plăcere limba rusă pentru că am avut o profesoară bună de limba rusă. Și mai târziu mi-a fost de folos această limbă rusă pe care n-am uitat-o. Sau nu știu foarte bine, dar mi-a apropiată și ea. Pe urmă, în 63, deja era altceva. Mai târziu, în 65, de pildă, gazdei mele de pe vremea aia îi dictam să scrie la mașină texte în manuscris, traduceri în manuscris, așa, pentru editura de literatură universală. Și am aflat că există lucruri care, pe urmă, a apărut secolul 20. Era o deschidere. Da, o deschidere. Da, da. Citeam altfel de literatură decât în 59. Erați tineri. Da, e drept, treceam ușor peste asta. Exact, tinerița era și ajuta. Sărăcie. Da. Știu că Sandamanu povestea cum își făcea Liliana Tomescu rochii din nimic și schimba doar niște nasturi și părea că mereu apare altfel pe bulevard. Apăruse umorul, tot i-am povestea că se duceau să o vadă pe Sara Bernard în filme și râdeau de mureau. Aoleo, ce teatru vechi! Sara Bernard! Și mureau de râs. Penciulescu, Esrig, Valerica Moisescu, toată lumea era peste tot, se formau
trupe, s-a format teatru mic, da, nu? Cu Radu și Penciulescu. Teatru Creangă, da? Și Teatru Creangă, cu Ion Lucian. Teatru Tineretului a devenit teatru de comedie. Iată, cu câte... Beligan director. Am trăit toate transformările astea, într-adevăr. Adică, deși era foarte greu, puteai privi în sus și exista o lumină a meseriei. Era un freamăt, aș zice, cultural, de adevăratele. Da. Care a contat pentru toate generațiile dumneavoastră. Da, și ce spuneți, și nu e nostalgie ce vorbim acum. E un adevăr, am crescut astea streptele. Și faptul că acum le amintim, ne definesc. În fond, fără memorie nu există memorie. Acum o trecem prin afect, prin emoție, dar fără memorie nu suntem. Teatrul însuși înseamnă o memorie de mai multe feluri, exact. Dar și cea afectivă este extrem de impresionantă și de importantă. Soarele de la amiază văd că nu prea te bronzează nici pe gât și nici pe piept, nici pe spate, nici pe față. Fii și tu băiat deștept, vino mai de dimineață. Cum e el ascultător, a venit Apolodor pe la 5:30 și a stat mai mult pe spate. Și-a făcut pendelete, raze, ultraviolete. Și pe urmă a mai stat până s-a decolorat. Dacă vezi că nu e chip să faci plajă pe nisip de căldură și dogoare, te arunci frumos în mare și plutești printre alge, printre pești, prin talaze, peste stânci, pe sub apele adunci, printre sute de catargi ale navelor pierdute, printre scoicile tăcute, unde unda nu se sparge, și nuți, până simți că nu mai poți. Astfel, înotând de zor, pentru plajă, tocmai jos, a găsit Apolodor locul cel mai răcoros. Și acum doarme profund pe nisipul de la fund. Și totuși v-ați oprit la un teatru atât de greu. Și întotdeauna avem ceva, cum să zic, un respect în plus, o emoție în plus față de actorii care o viață și-au dedicat-o teatrului pentru copii, teatrului pentru marionete, păpuși și marionete, cei care s-au mulat cumva în spatele unui Pinocchio, albă ca zăpada, un greiere, cei care mânuiesc cu o artă excepțională în România, marionete și păpuși, de multe ori nu știi cine este în spate. În sală, totul acolo e de adevăratelea, povestea este dezvăluită, se dau toate cojile la o parte și ei participă. Ei spun, lupule, nu fugi sau fugi, scufiță roșie, că te urmărește. E o diferență atât de mare între publicul adult și publicul copil. Am avut șansa, bucuria să pot să joc în câteva spectacole adresate doar publicului adult. E o diferență mare între așteptarea publicului adult și așteptările copilului. Publicul mare așteaptă să-i onorezi, să onorezi promisiunea pe care ai făcut-o. Vine cu criterii estetice, vine la teatru dorindu-și un anume gen sau vine să-și vadă actorii preferați sau regizori apreciați și la sfârșit și mai ales își cenzurează poate chiar reacțiile. Și, da. Și te judecă, la orice nivel există criterii estetice. Pe când copilul vine cu alte așteptări. În primul rând vine cu curiozitatea, pe urmă vine cu dorința de a-ți fi complice, de a intra în poveste. El e un partener foarte, foarte serios, e partenerul tău, așa se și simte. Simte nevoia să-i dai atenție, să-l respecti că e acolo, să nu-l ignori. Așa cum spuneați de multe ori, ești nevoit, dacă ți îngăduie textul, spectacolul, așa, reprezentația, dacă ți îngăduie,
poți să-i acorzi atenția cuvenită, poți chiar să-i răspunzi atunci când te întreabă ceva. Găsești momentul. Am impresia că o serie de actori care n-au jucat niciodată în fața unui public copil, se simt, știu eu, depeizați într-o astfel de situație. Li se pare că ceva nu funcționează cum trebuie când simt toată energia aia care vine din sală, care de multe ori e foarte zgomotoasă, da, care de multe ori e inoportună. De pildă, în clipa în care maștera îi întinde mărul albe ca zăpada și auzi din sală, nu-l mânca, nu-l lua că e otrăvit. Ei, ce te faci? Cum mergi mai departe? Găsești soluția. Poți să treci. Mi s-a întâmplat, de pildă, odată la Pinocchio, sau de multe ori în alte situații, să-mi strige, ia-le banii, la sfârșit, când primesc o bastonadă, așa. Adică, cere-le, ia-le și banii înapoi, că ți-au furat. Sigur că a trebuit să le răspund, credeți că îi mai au? Hai să-i lăsăm. Sau o întâmplare foarte, foarte... interesantă, tot la Pinocchio. Niște copii foarte cuminți în sală, foarte pozitive, așa că se întâmplă de multe ori dacă îi întrebi în spectacol, nu e așa că sunteți cuminți, jumătate de sală să spună nu, că așa le face plăcere să spună. Deci erau cuminți, erau pozitive, așa, ca reacții. Și în clipa în care trebuia să vând abecedarul ca să pot intra în chip de Pinocchio la teatru, un copil a strigat din sală, nu-l vinde, să nu-l dai. Și atunci m-am întors la el și am zis, bine, dar vreau să intru la teatru. Voi n-ați venit la teatru. Și atunci spontan a spus, bă, atunci plecăm noi. Dacă numai să nu-ți fiți abecedarul ăsta, era continuarea. Atunci plecăm noi. M-a impresionat. Sunt niște justițiari grozavi. Sunt fericiți când personajele negative sunt pedepsite, dar în același timp au bucurie la personajele negative. Sunt mai colorate, mai savuroase, mai pline de substanță, mai dinamice, exact. Îi provoacă altfel. Da. Dar știți, apropo de această experiență, mă gândeam la Teatru Odeon acum mulți ani, nu știu, 10 mai mult, nu mi-amintesc exact anul, Alexandru Dabija a făcut Aventurile lui Habar n-am. Da. Cu tot teatru. O poveste cu care am crescut unii dintre noi, extraordinară, cu persoana. Deci a făcut un spectacol cu actorii teatrului, un spectacol de teatru pentru adulți și copii. Prima experiență a acestei trupe, pe care o consider o mare trupă. În sală, la fiecare reprezentație, au fost copii și din ce în ce mai mulți copii. Și am stat de vorbă cu actorii trupei de la Odeon cât de greu le-a fost ca cineva să le taie fraza, să nu-i lase să-și ducă relația până la capăt, să spună, nu, te urca în balon, nu! Și ăsta nu e balon, balonul ăsta nu se ridică, ciupercuțo, foarte greu. Dar tot ei spuneau că provocarea asta a însemnat enorm, da, enorm de mult pentru ei, pentru un alt tip de convenție. Simt că au voie să facă treaba asta, simt că sunt luați în considerare, că sunt respectați ca parteneri. Am venit aici să ne jucăm împreună. E o complicitate. Mergeam la spectacole împreună cu părinții și cu fratele meu și consideram în subconștient, pentru că eram prea mică să-mi dau seama ce înseamnă exact o turmă. Nu-mi plăcea și ca intimitate să mă vadă colegii mei că râd sau plâng la anumite scene și nu-mi plăcea ideea asta să merg cu școala, cu tovarășa. Fusese crescută cu ideea că teatru este ceva foarte intim. Probabil că e bine, și acum văd că merg cu autobuzele și așa, probabil că părinții nici până în ziua de azi nu au întotdeauna timp, dar mi se pare extraordinar când poți să mergi cu copilul tău să asculți aceeași poveste și a copilăriei tale sau nu, și să descoperi cu el, da, alături lumi, universuri, să călătorești și să înveți de la ei și de la actorii ăștia ce înseamnă libertatea.
Da. Din fericire, joc și în spectacole în care obligatoriu copilul vine cu părintele alături, că așa-s construite spectacolele. Și în sala de la Excelsior, care e mai intimă, sau în sala nouă de la Teatrul de Comedie, unde suntem găzduiți acum. Și joc și pentru ceilalți care vin cu școala. Sunt două lucruri. Cei care vin cu școala, e bine că vin, pentru că, exact cum spuneați, s-ar putea să nu calce altfel să n-aibă într-o sală de spectacol. Da. Pe urmă, și-ar pierde, da. Există și un soi de plăcere de a fi împreună, ești mai curajos atunci când, și în reacții, și în bucuria pe care o împărtășești, atunci când ești împreună cu colegii și cu prietenii. Sigur că se poate unii să aibă același sentiment pe care l-ați avut. Părinții care vin cu copiii lor sunt de două ori câștigați. Odată pentru că își dau seama că copilul primește ceva și se bucură și ei de bucuria copilului și îl simt pe copil și în alt loc decât în joaca de acasă sau... Ați făcut o înregistrare specială, Apolodor, după Gelu Naum. Noi nu am crescut nici cu Gelu Naum, nu aveam voie, nu știam nimic, abia în facultate am învățat cine este el, dar eu l-am recuperat pe Apolodor prin băiatul meu și nu există bucurie mai mare să-l redescopăr pe Apolodor, pinguinul călător, da. Pentru că întotdeauna un Apolodor sau un mic prinț sau un Pinocchio există în fiecare și fiecare dintre noi face, de fapt, pe acest pământ o călătorie inițiatică. Spre ce? Asta e răspunsul fiecăruia. M-am bucurat că în ultimul timp v-am văzut în film. Da, să joc modest, câte un rol modest în film. Da, m-am bucurat că v-am văzut într-un spectacol de la Metropolis foarte, foarte puternic și emoționant citit de Mariana Cămărășan, efectul razelor gamma asupra, nu anemonelor, crăițelor lunatice. Da. Faceți parte din trupa asta, sunteți chiar trupă cu Ana Pelea, cu Cristina Casian, cu Florentina Gleznea. Deci lucrurile și energiile se amestecă. Se întâmplă ceva ciudat acolo. Eu sunt un fel de prelungire a spectatorilor din sală, dar mai puternic trec prin mine în scenă toate emoțiile care se întâmplă în timpul ăla, în spațiu în care jucăm. E foarte interesant, chiar dacă particip mai intens decât spectatorii din sală la tot ce da, se întâmplă. Da, sunteți primul martor tăcut, dar observatorul fin. Trece așa ca o sabie prin mine, toată durerea care se împărtășește în scenă. Da? Vreau să vă citesc o frază, două, din Micul Prinț, care rămâne povestea mea. Eu, dumneavoastră, nu cunoști decât lucrurile pe care le îmblânzești, spuse vulpea. Oamenii nu mai au timp să cunoască nimic. Cumpără lucruri de-a gata de la negustori, dar cum nu există negustori de prieteni, oamenii nu mai au prieteni. Dacă vrei un prieten, îmblânzește-mă. Îngăduiți-mi să vă mai spun și eu ceva din Saint-Exupéry. Un lucru pe care l-am simțit jucând atâția ani în teatru pentru copii. Că oamenii mari au fost toți copii, dar din păcate nu toți își aduc aminte asta. Le doresc tuturor oamenilor mari să nu uite că în fiecare dintre ei există câte un copil. Să-l lase să iasă afară. Cum spunea Brâncuș, să avem grijă de copilul din noi. Da. Pentru că el e
Greierașul, nu? Greierașul. Conștiința. Conștiința. Da, da. S-ar putea ca această conștiință să salveze pe mulți dintre noi. Ce vă supără, nu în povești, ce vă supără aici pe pământ? Răutatea, în primul rând, lipsa de comunicare, de înțelegere. Am ajuns la o vârstă în care, la fel ca și un copil, am nevoie de înțelegerea celor din jur. E o vârstă mai sensibilă și când această înțelegere și această, știu eu, să-i spun îngăduință, e cam mult. Nu, înțelegere. De bunătate avem nevoie. Răutatea mă supără cel mai tare. Dar oamenii nu mai au timp să cunoască nimic, nici chiar pe ei înșiși, nici pe ceilalți. Nici să-și îngăduie, să fie toleranți. Mai degrabă este țâșnirea intoleranței din noi, a negării. Lumea a început cu mine, se termină cu mine. Numai ce fac eu e bine. Eu sunt axis mundi. Da, e frumos să spui lucrul ăsta, dar să nu faci pârjol în jur. E adevărat. Din pricina acestor rele, ajungem într-o stare de izolare în care nu e bine să ajungem. E nevoie să vorbim așa, de la suflet la suflet. Haideți să spunem, dacă vrei un prieten, îmblânzește-mă. Exact.